Superliga vă este oferită de Superbet. Rapidiștii, referire la prânzul patronului. Puternică această lovitură de cap a lui Crista, care își păstrează calitățile pe care le-am văzut și pe când juca la FCSB. Un foarte bun joc de cap, sare bine la cap, apreciază bine traiectoria mingii. Priviți-l aici, se desprinde de marcajul lui Badel și trimite puternic, dar nu suficient de precis. Multe găuri în apărare. Ce ratare aici. A lui Rahmani. Tatălui Rahmani, Driton, a fost și el o vedetă în fotbalul kosovar în anii 90. Ciupește mingea acolo în fața lui Popescu. Scapă de Mateiu. Mateiu era lângă el, da? Minge din margine, în centru. Și atât un ricoșeu acum pentru Funșo. Rahmani! A gândit bine, a tras repede. L-a prins pe Popescu, deplasat lângă bara din stânga. Un scurt moment de panică pentru Laurent. A revenit Badel în teren. Papo, bine bătut și gol, înscrie Funșo. Funșo cu o lovitură de cap splendidă. Iată, chiar dacă Badel a revenit, asta nu a însemnat că apărarea Craiovei este mai sigură. Rapidul deschide scorul în minutul 48. Lovitură de cap superbă a lui Funșo, cel care a scris și în octombrie, când Rapidul câștiga acasă 2-0 cu Craiova. Asta arată munca la antrenamente. Munca la antrenamente bine făcută. A plecat Vlădoiu. Pleacă de la bară. Se duce la anticiparea fazei. Și nu o vede corect. Golul ăsta va determina probabil schimbarea atitudinii pentru Craiova. Meciul până acum dominat de priceperea antrenorului Bergo din fața lui Petev. Lasă mingea Ivan Bayram. Mitriță căutând colțul. Oltenii cer un penalti. Mateiu Isuri. Rău a lăsat mingea. Și are cartonaș galben și va lua roșu. E al doilea galben pentru Uri. Craiova rămâne în inferioritate. Nu a gândit să vedem să nu fie acolo, să nu fie acolo penalti și atunci trebuie anulat și roșu. Da, asta îi se spune lui Uri. Stai, nu pleca. Să vedem ce se întâmplă din cabina VAR. Arbitru VAR este Cătălin Popa, considerat unul dintre cei mai buni arbitri de această categorie, din această categorie. Nu, aici lucrurile sunt clare. Da, e clar. E cartonaș galben, ar fi al doilea. Trebuie să iasă, ce să mai... E, aici au cerut oltenii. Nu e, nu. Îi sare din genunchi lui Cristea. Și dacă îi sare în mână. Îi sare în mână, dar din genunchi. El dă cu genunchiul în minge și mingea atinge mână. Cel puțin din ce știm noi, uite, în astfel de situații nu se dă. Nu se dă nimic. Rămâne așadar 1-0, rămâne un galben și pentru Bayram. Craiova e mai consistentă în joc de când a rămas în 10. Mitriță. Pătrunde, nu, pasă pentru Bayram. Ce pasă de geniu dă Mitriță. Ce pasă frumoasă dă Mitriță. Excelent. A inventat faza asta. Și finalizarea promptă, precisă, calculată a lui Bayram.
se repete povestea. Craiova înscrie din nou în inferioritate numerică, așa cum a făcut-o în urmă cu aproape un an. Uite-l, capitan, ce atitudine are. I-a transmis selecționerului că are atitudine, că și-a schimbat atitudinea. Borza îl scoate din offside pe Bayram. Da, poziție corectă a lui Bayram. Foarte bună sincronizarea. Excelentă pasa lui Mitriță. Excelentă. Ăsta este într-adevăr un asist. Finalizare sigură a lui Bayram. Și spuneam puțin mai devreme, relaxarea s-ar putea să-i coste, într-adevăr, prețul e destul de mare. Rapidul încasează gol cu omul plus pe teren. Am revăzut poziția corectă a lui Bayram, care trece acum. Bayram întoarce mingea în careu. Mitriță! Apără a Ioanii. E penalti. A fost faultat Ivan. E lovitură de la 11 metri pentru Craiova. La firul ierbii, fire agățate de nasul lui Ivan. Acolo a fost și Kovac. Dacă Mitriță ar fi înscris, nu s-ar fi acordat penaltiul. Ivan protejează și este lovit de Hromada. Da. Vede bine Kovac. E chiar acolo, chiar unde trebuie. Ai impresia că a crescut iarba pe vârful nasului lui Ivan, dar rămâne meritul mare al lui Ivan la faza asta. Mitriță bate penaltiul. În vremurile astea tulburi din punct de vedere social, iarba și nasul nu sunt asociere bune. Doar în Germania și Olanda. Încet, încet devin tot mai mulți. Mitriță, l-am văzut în calitate de pasator, apoi de motivator, de excepție, foarte, foarte băgat în priza acestui joc. Mitriță! Craiova conduce. Craiova cu un om mai puțin pe teren preia conducerea. Știu că mă repet, dar trebuie să o spun. Craiova dă două goluri în inferioritate numerică, așa cum s-a întâmplat în mai anul trecut, când a câștigat 3-2 în Giulești. Două goluri în inferioritate numerică. Până la urmă, Kovac le-a făcut un bine că l-a dat afară pe Uri. Se poate spune. Ghicește colțul la Ioanii. Da, să știi că nu e deloc departe. A avut câțiva centimetri acolo să scoată mingea. Uite dacă domnul Șucun a rămas între steaguri. Al 13-lea gol marcat în campionat de Alexandru Mitriță, nepotul unui fost actorian. Craiova cu doi oameni mai puțin în teren acum. Vine finalizarea direct în brațele lui Popescu. A lovit Cristea. Da. Joc bun de cap al lui Cristea. A avut noroc Popescu. Mingea a ajuns în brațe. Crista este acolo. Bună pasă dată de Bayram. Excelentă pasă dată de Bayram. Acesta este Megvabishvili. Marković! Megvabishvili, fentă! Șut în blocaj. Putea să-i paseze lui Marković. Și iată acum Galben. Acolo este Galben. Badel. Pentru ce șansă ratează Craiova. A dat bine drumul la minge Megvabishvili la primul moment. Dar ce pasă dă Bayram, excelentă pasă cu exteriorul, cu efect. Apoi Georgianul nu mai pasează. Aici îl are pe Marković liber, liber. Acolo. Avea trei oameni în față. Petrila din nou la minge, Burmaz. Apare bine Borza, excelent, apare Borza, scoate cu piciorul Laurențiu Popescu. Șut tras din apropiere de Borza, bine a apărut la finalizare băiatul care a dat acel gol pentru Farul sezonul trecut în minutul 96, golul victoriei 3-2 pe arena națională.
Onea. Centrare bună din prima, care duce mingea la Funcho. Minge deviată, un nou șut pe spațiul porții. Dar devierea a fost fericită pentru Popescu, pentru că a tăiat din energia pe care o imprimase Funcho. Da, supărare. Așa îl vedeam și pe George Copos în urmă cu mulți ani.